Conducerea școlii nu poate face nicio modificare timp de 5 ani, pentru că așa stipulează legislația europeană. În această încăpere sunt adăpostite centralele oarecum, tot ceea ce înseamnă sistem de supraveghere și sistemul de alarmare la incendiu. Domnii de la Inspectoratul Situațiilor de Urgență ne-au spus că această ușă trebuie să fie rezistentă la incendiu. Legea spune că tot ceea ce s-a făcut pe fonduri europene să rămână nemodificat. Timp de 5 ani. Eu cred că celelalte instituții trebuie să se raporteze la ceea ce au vizat inițial. De cealaltă parte, reprezentanții ISU spun că modificarea legii în 2015 a dus la refacerea corectelor și autorizațiilor. Avizul obținut în anul 2009 la începerea lucrărilor prevedea un anumit proiect, iar autorizația de securitate la incendiu se obține în urma unui alt proiect făcut de un proiectant autorizat în domeniu, pe care școala trebuie să-l respecte. Conducerea Consiliului Județean din Argeș nu poate decât să spere că legea se va schimba. Este o legislație tâmpită, că trebuie de două ori pan sau n-am idee cu ce. Da, legislația nu ți interzice să o faci de mai multe ori. Reprezentanții școlii numărul 19 din Pitești mai pot depune documentația până pe 20 septembrie, termenul putând fi apoi prelungit până la sfârșitul anului.